Astăzi, la Biblioteca Cajdeu, a fost organizat un eveniment cu ocazia zilei de naștere a marelui compozitor Eugen Doga, care a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Eugen Doga s-a născut la data de 1 martie 1937 în satul Mocra din Transnistria. Face parte dintre cele 200 de personalități ale lumii declarate. În anul 2000, omul mileniului. Aș dori ca să ne audă și moldovenii. Noi atâta dragoste, atâta atenție am acordat și foarte corect din un punct de vedere. Minorităților naționale că au uitat cine trăiesc pe pământul ăsta. Dragii mei, noi suntem moldoveni, noi trăim pe pământul moldovenesc. Și vă puteți la urmă. N-am văzut de ieri pe atâta dragoste și de atâta dragoste. Vă mulțumesc la mulți ani de toată inima maestră. Dragii mei, vorbim și eu sunt convins absolut, nu face nicio treabă dacă nu trimitea Antonescu. Astăzi, fiind contemporani cu Eugen Doga, ne-am bucurat să știm că a fost și el aici și noi am putut să-i urăm pe viu un sincer la mulți ani. M-am simțit ca acasă. Oamenii, de fapt, toate personalitățile noastre au vorbit deschis, au povestit despre evenimente pe care le-au avut în trecut și asta ne-a făcut să ne simțim mult mai aproape de maestrul nostru.